Salutare, băieți! Ce mai faceți? Bine v-am găsit la... Ce dracu am? Ok. Bine v-am găsit la un nou tutorial unde o să vă învăț pe unii sau pe alții cum să vă meargă bine ce... Ok, nimic. Ce dracu tot zic? Ce dracu? What the fuck? Ce am? Da, bă. O să vă învăț, de exemplu, sunteți ca mine, editați mult, vă căcați mult, vă alea, alea, glumea, nu vă căcați. Editați mult, faceți nu știu câte chestii, aveți mult de lucru, practic aveți Windows-ul plin de căcaturi. Adică și eu, de exemplu, pentru edit am nevoie de Handbrake, de Avifrey, de Vegas, îmi salvez proiecte, căcaturi, pe aici am Crosshair, Killfeed-urile, multe melodii, multe prostii, practic. Știți că dacă vă băgați multe chestii în calculator, aveți șanse ori la virus, ori să vă umpleți, nu să vă supra, să vă umpleți Windows, să vă meargă foarte greu și ajungeți la deces. Adică trebuie să vă reinstalați Windows-ul și nu cred că, adică nimănui nu cred că îi place să stea 2-3 ore să bage Windows-ul, să-și bage driverele, dacă ai placă de bază de gaming, nu știu ce prostie cu drivere, cu dalea, sau de exemplu 40 de minute pe puțin, doar să mi se bage driverele de la placa de bază. Da, na, mă rog, deci e ceva. O să vă învăț cum să scăpați de chestiile astea. Bine, nu în totalitate, adică dacă vă băgați virus ca idioți, nu o să aveți cum să scăpați, trebuie să vă băgați Windows-ul. Dar, gen, uite, eu mi-am downloadat nu știu câte prostii, deja merge foarte greu calculatorul. Practic nu mai merge nici în 60 FPS, CSGO. Ok. Mergeți la My Computer aici, intrați în asta de start, dați click dreapta pe Local Disk. Ce sau cum îl aveți voi? Eu l-am Local Disk, puteți să-l aveți și Windows sau puteți să-l aveți și Mac piciorul sau oricum puteți să-l aveți oricum. Dați proprietăți și aici o să vă apară chestia asta. Dați pe Tools, deci o să vă arate aici Tools și dați pe Optimize. O să vă arate aici cameruța asta, nu știu ce. Așa, vedeți aici unde scrie C. Nu scrie niciun de C. Nu scrie mă ce ești nebun, da, cred că unul dintre astea, cred că e CEO, dar trebuie optimizat. Deci, domnule, dăm optimize la toate, practic. Ia uite CEO, 0 dice days last run. Nu știu, idiot, și era acolo. Deci, practic, si. Eu nu vin aici în fiecare zi să dau optimize, să-mi arate aici, să stau. Asta știu câteva secunde, vedeți și voi 10 secunde maxim, dar nu faceți chestia asta. Dați aici la șcheudeți sau cum se citește chestia asta, cât de scheduled, optimization, scheduled, nu, scheduled, ok, optimization. Și dați pe optimize. Nu dați acolo, nu dați acolo. Puteți să dați acolo dacă vreți, dar nu, nu acum, stop, stop. Așa cum am stă. O să-mi stea o oră, cred că acum, că l-am futut. Mă rog, dați pe change settings. Uite că merge, dați pe change settings. Dați, o să vă fie debifată, chiar, deci o să vă arate ceva de genul. O bifați și dați aici la frequency, dați pe daily, adică să vă optimizeze automat hard disk-ul, adică nu hard disk-ul, CEO-ul zilnic. Practic, asta cred că se aplică la toate, vedeți, se aplică la toate gen de dată și o să vă optimizeze practic tot hard disk-ul sau SSD sau ce aveți voi în fiecare zi. Practic, așa o să vă ștergă toate prostiile sau tot ce nu aveți voi nevoie de chestii astea și aia e, frate, v-ați scăpat de toate grijile. Pentru că, na, știu că mulți se confruntă cu problema asta, cei care, în special cei care au mulți edita sau cei pe care la care le trebuie multe programe și cu SAMP, și cu SAMP, adică îmi trebuie, adică nu că îmi trebuie, dar bag eu multe moduri și alea și vă mai recomand să vă ștergeți tot ce aveți la downloads aici, adică bine, eu n-am nimic acum, dar tot ce aveți la downloads acolo, gen când vă downloadați ceva și chestii gen aici la site-uri ce am. Nu știu ce. Ok. Deci, sper că v-a ajutat acest tutorial și ne vedem data viitoare. Bye bye!